10-12 ani, că se oprește funcționarea ei la 14-16 ani. Nu. Dacă chakra anahata e deschisă și funcționează foarte bine, thymusul care produce inclusiv celulele T-killer, care omoară celulele canceroase, funcționează toată viața. Toată viața. Deci condiția este iubirea. Asta este condiția. Și iubind, iubind, dăruind și primind, pentru că e bine să avem ambele părți ale ecuației, adică să și știm să primim. Sigur, prima e mai importantă, să dăruim, dar e bine să știm și să primim, pentru că altfel se creează un dezechilibru. Deci iubind, dăruind și primind, sistemul imunitar, care este cheia sănătății corpului fizic, funcționează foarte bine și atunci orice factor agresiv sau invaziv din exterior va fi ținut sub control. Asta este ideea. De aceea, iubirea ce creează? Echilibru și armonie. Am spus că boala este o ieșire din armonie, nu dezechilibru, exact. Sau ieșire din armonie. Prin iubire putem crea armonie. Ați observat, oamenii care iubesc și dăruiesc, ne simțim bine în preajma lor. Deci vibrațiile ne lor... Ne relaxăm. Sigur că da. Extra, ne liniștim, ne relaxăm. Nu știm de ce ne simțim așa de bine. Și în preajma altora care au vibrații mai scăzute și care cultivă sentimentele opuse iubirii, cultivă. Le practic, hai să nu zicem, poate că le cultivă, dar le practică zilnic. Simțim că trebuie să plecăm din zona lor de acțiune sau să ne îndepărtăm. Deci este corpul energetic ne dă semnale că trebuie să acționăm cumva, să ne protejăm. Și este un mijloc de protecție. Aici ne-ați vorbit și despre afirmațiile pozitive. Ei, stați că n-am, vreți să vorbim despre acum? Da, acum, pentru că mi se pare că totuși are legătură pozitive. Cu iubirea. Pentru că ține de mental. De mental, care este deasupra corpului emoțional, însă mai am ceva la inimă. S-a descoperit că între atunci când se realizează armonia, se creează o undă de coerență între inimă și creier. Deci asta este explicația la nivel fizic, o undă de coerență. Inima are un mic creier, un centru nervos al ei propriu. Deci ea bate fără să primească instrucțiuni, impulsuri de la creier. Și atunci când se creează mai mult, la fiecare contracție, se eliberează o moleculă informațională a emoției numită ANF, deci s-a descoperit prin cercetări în laboratoare, ANF se cheamă, care se transmite până la fiecare celulă. Deci e foarte important. Emoțiile ne influențează starea noastră fizică. Inima, de aici sistemul imunitar, tensiunea, nu, sistemul circulator și sistemul nervos. De aceea se declanșează foarte multe boli pe un fond de tristețe, depresie. Mare sau depresie. Nu știu dacă apucăm să vorbim și despre depresie, dar sigur că da. Sigur. Atunci când iubim și când dăruim, nu are loc. Deci depresia și tristețea nu are loc. De aceea v-am întrebat despre afirmațiile pozitive, da. Pentru că mie mi se pare un mic truc, un truc în sensul bun, pentru a ajunge la iubirea necondiționată. Nu poți să ajungi acum, nu putem ajunge dintr-o dată la iubirea necondiționată, dar prin afirmații pozitive ne putem ajuta. Este probabil palierul care ne ajută să intrăm pe o direcție corectă. Da. Cum ne ajutăm? În fiecare zi avem, spun specialiștii, 50.000 de gânduri. Deci tot timpul e un vârtej mental. În capul nostru e un vârtej mental. Prima condiție ca să ajungem la pace și la armonie este pacea mentală. Deci trebuie să liniștim mentalul, gândurile, aceste gânduri. Iar prin afirmațiile pozitive, deci e una din căi, afirmațiile pozitive, liniștim aceste gânduri pentru că ocupă spațiu mental. Afirmații pozitive cu putere extraordinară care ne redau legătura cu Dumnezeu interior. De exemplu, mă accept și mă iubesc așa cum sunt. Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu mă ajută, Dumnezeu mă călăuzește. Sunt puternic, sănătos și armonios. Câteva, că sunt o mulțime. Am dat și noi în carte câteva zeci, dar e o literatură întreagă pe domeniul ăsta. De ce sunt așa de importante afirmațiile pozitive și gândirea pozitivă? Pentru că noi suntem co-creatori. Ceea ce gândim capătă formă. Dacă repetăm cu intenție, deci cu intenție,
Vedeți că nu mecanic, cu intenție și cu credință. Să simțim. Cu intenție și cu credință, atunci aceste gânduri capătă formă. Rupert Sheldrake, un cercetător englez care a descoperit câmpul morfogenetic, așa l-a denumit, el este unul din primii cercetători care a descoperit că aceste gânduri formă capătă realitate dacă sunt însoțite de intenție și de credință. Credeți că degeaba a spus Mântuitorul, aveți credință cât un bob de muștar și veți muta muntele ăsta, muntele în sens figurat, sigur că da, nu în sens fizic. Deci dacă și credem în afirmațiile acestea pozitive, putem regla foarte multă energie. Cu intenție și cu credință, nu numai că putem regla energie, ne liniștim. Creăm un spațiu interior, spațiu care se poate crea și prin respirație, un spațiu interior de liniște care de fapt este conștiința. Noi ce exact suntem? Suntem 0,001% materie, 99,99% suntem spațiu sau conștiință. Prin respirație, așa cum și prin afirmațiile pozitive, ne mărim acest spațiu interior, pentru că respirația este un proces subconștient, involuntar. Nu îl controlăm la nivel conștient. Deci mărim acest spațiu, gândurile, chiar dacă vin, se răresc, le lăsăm să treacă, deci nu le acceptăm și nu le fixăm, le lăsăm să treacă, mărim acest spațiu interior, care înseamnă, de fapt, conștiință. Deci ne liniștim. Foarte importantă este această respirație. Dacă reușim să învățăm să facem și relaxare, dacă facem și relaxare și ajungem în starea alfa, uneori, mă rog, poate chiar în starea teta care e sub alfa, dar în starea teta se ajunge prin rugăciune și meditație. Dar dacă ajungem în starea alfa, este ok, pentru că un sfert de oră de meditație fac 2 ore de somn, ceea ce plus că reduce stresul extraordinar, reduce tensiunile nervoase, efectiv, tensiunile de pe trasele nervoase se dizolvă și dacă după relaxare facem și meditație sau rugăciune, se formează alte trasee nervoase, sunt niște cercetări a unui medic american, Isaac Bentov, extraordinar de laborioase, câțiva zeci de ani, el însuși practicant de rugăciune și meditație, care a demonstrat, am inventat și un aparat balistograf, îl cheamă, a demonstrat că putem aceste trasee nervoase cu toxine, deci care răspund de emoțiile negative, de gândirea negativă, pot fi dizolvate prin aceste tehnici și pot fi recreate alte trasee nervoase noi, pe care să le programăm cu iubire, bunătate, iertare, acceptare, deci compasiune. Deci chiar putem vorbi, am văzut în cartea noastră, chiar terminologia aceasta, eliminarea toxinelor emoționale și mentale. Sigur că deci da, chiar sigur. Așa da, este demonstrat de știință, adică nu sunt povești sau numai lucruri care țin de spiritualitate sau de mistici, nu de cei care au ajuns la nivele înalte de vibrație și la iluminare, ci sunt demonstrate în ultimii zeci de ani de către știință. Deci dacă alături de dezintoxicarea fizică nu se face și o dezintoxicare psihică, efectul nu va fi complet. Nu va fi, pentru că suntem un întreg. Și tot la afirmații pozitive am să vă rog să ne vorbiți puțin și despre felul în care râdem, pentru că aici văd că ați menționat și râsul. Da. Este terapeutic. Râdem. Alții cercetători au demonstrat că atunci când râdem și chiar numai dacă zâmbim, deci e bine să zâmbim cât mai des, se produc hormonii fericirii, serotonina. Iar când suntem încruntați și supărați, atunci suprarenalele produc cortizol, epinefrină și norepinefrină, care sunt hormonii stresului și care dezechilibrează sistemul imunitar, sistemul circulator, sistemul nervos și care conduc la o mulțime de boli. Deci râsul este folosit chiar ca o terapie. Deci poate să ne liniștească, să ne dezintoxice, adică să eliminăm aceste toxine emoționale și mentale. Ce se întâmplă? Vindecarea adevărată nu o face decât Dumnezeu, dar cu acordul și acțiunea noastră ca pacienți. Ceilalți, medicii,
preoții, psihologii, terapeuții sunt numai ajutoare și învățători. Deci ei ne pot ajuta, ne pot da informațiile, metodele, căile, tehnicile, dar vindecarea depinde în primul rând de noi. Adică trebuie să ne asumăm responsabilitatea propriei ființe. Da, dar este ființe. O descoperire foarte importantă, pentru că dacă nu se acționează holistic, este un lucru relativ recent și se acționează strict pe segmente, efectul nu are cum să fie total. Da, este pentru dacă că... continui să gândești într-un anume fel care ție îți face rău până la urmă, sau dacă nu te ocupi de toate aceste aspecte și mai ales dacă nu iei în calcul conștiința, probabil că este aproape exclus să ai un rezultat benefic, oricât de mult ai dori să... Deci orice tehnică de vindecare care acționează fragmentat, deci pe părți, produce efecte temporare sau parțiale. Nu poate produce o vindecare. Vindecarea înseamnă un șir de schimbări ale stilului de viață, ale credințelor și obiceiurilor, tiparelor mentale și emoționale, care conduc la o transformare cuantică a ființei. Așa spune Greg Braden, unul din mari autori americani, a ajuns la un nivel înalt de vibrație, extraordinar de frumos. Deci o serie de schimbări care duc la o transformare cuantică a ființei. Foarte, foarte interesant este, nu? Este o speranță pentru viitor. Cancerul nu înseamnă condamnare la moarte. Învingem cancerul.ro. Vă prezentăm Fresh Discs de la DAC. Are în vizor suportul din plastic, plin de microbi. Fără niciun suport care să găzduiască microbi, toaleta rămâne curată și proaspătă. Fresh Discs de la DAC. Nicio misiune nu e imposibilă pentru DAC. Și fiecare produs durează până la 600 de jeturi de apă. Asta da afacere. Cauți o ofertă ideală pentru instalațiile casei tale? La Romstal e vremea soluțiilor complete. Vino în magazinele noastre și alege din cele peste 20.000 de produse aflate în stoc, oferite de liderii din domeniu. Microcentrale, cazane, soluții de climatizare, panouri solare, robineți, radiatoare, pompe, țevi și fitinguri. Te așteptăm alături de partenerii noștri instalatori să-ți oferim totul pentru confortul tău. Romstal. Universul instalațiilor. E timpul să fii și tu, femeie, Activia. Bună! Iar mă simt ca un balon. E timpul să faci o schimbare. Încearcă Activia. Foarte bun. La mine a funcționat. Sunt dovada vie. Consumați zilnic, Activia ajută la îmbunătățirea confortului digestiv, reducând senzația de balonare. Ai fluturaj în burtică? Mă simt bine în pielea mea. Ca orice femeie Activia, aș zice. Descoperă și tu, femeia Activia, din tine! Experimentează pasiunea braziliană dezlănțuită. Intră în ritmul unui dans exotic. Bucură-te de atingerea parfumată a noului săpun lichid Theo Brazil. Noile săpunuri lichide Theo. Trei aventuri ale parfumurilor exotice pentru mâinile tale. Cu o băutură hrănitoare și o cafea cu gust atât de bun, începi ziua alături de cei pe care îi iubești. Apoi le pregătești celor dragi o masă plină de savoare, urmată de o surpriză dulce. Zi de zi, puiul tău crește sănătos și protejat cu dragoste, alături de prietenul familiei. Chiar dacă timpurile se schimbă, mergem mai departe. Bucură-te de micile plăceri ale vieții și alege ofertele speciale Nestlé cu 20% reducere la produsele selecționate. Alege calitatea pe care o apreciezi. Mi-e așa rău, cred că am febră. Aspirin plus C combate simptomele de răceală și gripă, reduce febra, iar vitamina C întărește sistemul imunitar. Aspirin plus C, se ia de răceală. Știi că ingredientele naturale sunt bune pentru părul tău, dar îl pot face și puternic? Noul Pantene Nature Fusion combină extractul de floare de casia cu tehnologia ProVe,
pentru ca părul tău slăbit să devină de până la 10 ori mai puternic. Noul Pantene Nature Fusion. Păr puternic și ești strălucitoare. Testele confirmă că masca de păr Pantene Nature Fusion lasă părul de până la 10 ori mai puternic. Pantene. Inventat de experți, aprobat de experți. Tuc prezintă. Ți-e puțin foame? Ronțăi un tuc. Biscuiții sărați, rumeniți în cuptor, se topesc în gust.